de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Bine ați venit la cafea, oameni buni! Suntem deja aproape de mijlocul lunii august, mai avem puțin și intrăm în cea mai frumoasă perioadă a anului, de care se ferește până și COVID-ul, adică campania electorală. Să sperăm că se sperie COVID-ul de campania electorală și scăpăm de el. Rușicii că au făcut un vaccin, noi s-ar putea să rezolvăm problema simplu cu campania și să scăpăm de COVID. Bine, nu scăpăm noi de alte năravuri proaste, dar asta e altă problemă. Ieri ați văzut un domn care a intrat în politică după ce a ieșit de la pensie din Ministerul Apărării Naționale, un domn care, sincer, pe mine m-a impresionat prin discurs și prin ținută, care a hotărât să intre în politică, pornind de la o idee, hai să facem un partid mic într-o comunitate mică, cum e Bicazul, până la urmă a intrat într-un partid, dar discurs coerent și tot ce îți puteai dori de la un candidat. De aceea vreau să vă spun că e foarte important să priviți omul care vorbește, ce vorbește, cum vorbește și să vă întrebați în sinea dumneavoastră așa. Când el spune vom face aia, să spune cum, cu ce, când și mai ales pentru cine. Continuăm periplul nostru preelectoral și ne întoarcem astăzi la Târgu Neamț, unde se întâmplă lucruri și unde încet încet se conturează echipa de consilier a actualului primar Daniel Harpa, care își propune să continue ceea ce a început și de ce nu, dacă se poate, să și dezvolte. În studio astăzi domnul primar, dar nu vom începe cu el, vom începe cu invitata care a venit împreună cu domnul primar, doamna Maria Raicu. Bună ziua, bine ați venit la noi în studio. Bună ziua, bine v-am găsit. Și alături de dânsa, domnul primar Daniel Harpa. Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Doamna Raicu, încep cu dumneavoastră, pentru că sunteți, ca să spun așa, pentru prima dată în studioul nostru și vă doresc bine ați venit în studio și bine ați venit în echipa domnului Harpa, vă spun eu, de la Piatra Neamț. Da, mulțumesc, îl cunosc de atâția ani, e târgoveț, îl cunosc de când era foarte tânăr și încă era în poliție. Anterior am lucrat în finanțe și în control fiscal și indirect cunoșteam și organele de poliție. Ulterior, credeam că l-ați controlat fiscal. Nu. Întâmplător, da, pe tata lui cândva am făcut o verificare a unei societăți, că era tata dânsului, știu că era destul de un om vioi și harnic și normal că și-a făcut și el o societate și au ajuns și la control fiscal. Dar asta este de mult. Ulterior, domnul primar a ajuns primar și mi-a plăcut foarte mult felul lui așezat și răbdător de a încerca să conducă orașul. Și după ce a ajuns el primar, s-a văzut o calitate a aspectului orașului și parcă nu mai era vrajba aia între oameni. Și mi-a plăcut felul lui de a fi, făcând abstracții că e PSD și eu am avut o simpatie spre PSD de ani de zile. Pot să motivez de ce. Mi s-a părut că a fost o perioadă mai relaxată și noi aveau acces la bani, numai la o afacere, la orice, numai cei care făceau parte din politică. Vorbiți asta în calitate politică. De om de afaceri. De om de afaceri și om care am avut sub ochi atâția ani, că din 90 am lucrat numai teren și am văzut că PSD-ul a fost perioada când fiecare putea să intre într-o afacere dacă era harnic și voia să facă ceva. Da.
Fiecare cu bunele și relele lui. Absolut. Nu pot să spun că PSD-ul a fost numai fruntea. Domnul primar, v-a prezentat doamna Raicu, om liniștit, om... Așa l-am perceput. Târgoveț. Îmi place foarte mult vorba asta. Dar ce spuneți despre doamna Raicu? Păi, cred că doamna Raicu nu mai are rost să-i fac eu o prezentare așa mai amplă, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, este un om al orașului Târgu Neamț și a pus bazele dezvoltării acestui oraș. Chiar dacă o perioadă de timp, când eram mai tineri amândoi, am lucrat în sistemul de stat, s-a demonstrat că după plecarea din acest sistem al statului, fiecare dintre noi am demonstrat și am realizat ceea ce ne-am propus. Așa cum am și spus, vreau să continui ceea ce am început și să pun bazele unei echipe mult mai puternică față de cele două mandate care deja au trecut. Și am avut discuții cu multe persoane din orașul Târgu Neamț, dar aici vreau să precizez că m-am bazat și mă bazez în continuare pe oameni serioși, pe oameni care au realizat ceva în viață, și una dintre aceste persoane și viitoare consilier local va fi doamna economist Maria Raicu. Spuneți-mi un pic, vă gândiți să îmbinați echipa veche cu echipa cu oameni noi? Cum, ce rămâne? La ce v-ați orientat? Cum selectați oamenii? Pe doamna Raicu am înțeles de ce ați cooptat-o în echipă, pentru că ea a dovedit că poate și știe să facă lucruri. Și are și o experiență foarte importantă în domeniul finanțelor. Tare multă nevoie are primăria de așa ceva. Pe lângă doamna Raicu, mai am și colegii din Consiliul Local existent. Și aici mă refer la cei trei economiști care sunt consilieri locali. La domnul Ruxandescu, care a fost și coleg cu doamna Raicu, la doamna Ana Axintoaie și la domnul Bisticianu, care într-adevăr m-au ajutat în acești 4 ani de zile, așa cum spuneați, pe ceea ce înseamnă partea economică a primăriei, începând de la buget până la cheltuirea banului public. Așa că am hotărât să mai aducem un economist în echipa de consilieri, tot în ideea de a ne ajuta în tot ceea ce înseamnă partea economică a administrației publice locale. Bun. Un economist este bun, dar când ai un economist care deja a dovedit că știe să facă afaceri și într-un anumit domeniu care este prioritar în județul nostru, servicii pentru turism sau servicii în turism. Pentru că turismul fără servicii este ca Bloody Mary fără sucul de roșii, da? Ca să nu spunem de restul. Dar cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea turistică în Târgu Neamț, în condițiile în care Târgu Neamț începe să devină un oraș important din acest punct de vedere? Fac o paranteză. Și din alte partide, când vorbesc despre dezvoltarea județului, vorbesc despre un, să-i spunem, parc industrial, spun ei, deși Național de Parc Industrial nu mai este atât de, așa cum o știm noi de pe vremuri, vorbesc despre parc industrial, despre obiective turistice mari în zona Târgu Neamț. Deci, cum vedeți dumneavoastră? Pentru Târgu Neamț, cred că primul lucru care trebuie să aibă în vedere este toleranța și colaborarea între toți cei care fac turism în zona Neamțului. Și în afară de asta, cred că nu trebuie să abandonăm ceea ce avem deja. Îl avem pe Creangă, avem cetatea, avem, poftim, Veronica Miclii, căsuța ei e acolo în Târgu Neamț. Deci noi avem deja de la ce porni în Târgu Neamț. Totuși să mergem pe o linie, ceea ce ne-au lăsat o strămoșii noștri. Deci să mergem pe o parte și ca folclor, ca obiceiuri, ca cel puțin ca antreprenor în activitatea de turism, am observat că cei mai mulți clienți aduc în zonă datinele noastre când le implementăm în afacerea respectivă. Și la Târgu Neamț avem un leagăn al folclorului. Deci trebuie îmbinat atât înțelegerea, colaborarea,
Și mersul acesta spre datini. Dumneavoastră cum faceți? De exemplu, păi cum fac? Sunteți cei care ați creat acea pensiune cunoscută pentru serviciile ei de pe raza comunei Agapia, da. Da, dacă nu mă înșel, da. Pe drumul spre Târgu Neamț. Cum faceți dumneavoastră concret lucrurile acestea? Păi, concret. Am pornit cu societatea Eden, care a fost inițial la Agapia pornită. Ulterior, am mai dezvoltat la Iași un punct de lucru, un hotel, tot turism și tot servicii. Și am ajuns în situația de a vedea turismul și la oraș și la țară, cum s-ar spune. Da. Deși nu se poate spune că e turist la țară acolo, la dumneavoastră. Păi la țară eu cam așa ar văd. Deci în primul rând trebuie să vii fața omului cu servicii bune, plăcute și să-i aduci o noutate și ceva ce nu are el în zona lui. Pentru că în primul rând, pe zona Neamțului eu trebuie să ofer, și am văzut că are impact foarte bun, ceea ce e a Neamțului. Nu ceea ce e a Mureșului, ceea nu știu cui. Și cam așa văd eu turismul. Da. Domnul primar, de la ultima emisiune a trecut un pic de timp. Echipa cu care veniți este esențială în obținerea de majoritate în Consiliul Local, pentru că fără majoritate nu poți face lucruri. Cum au funcționat lucrurile până acum în Consiliul Local și cum credeți dumneavoastră că vor funcționa de acum înainte? Așa cum am spus în nenumărate rânduri, noi avem foarte multe proiecte implementate din primul mandat. Și mă repet, este foarte greoaie procedura pe tot ceea ce înseamnă atât proiecte europene cât și proiecte guvernamentale. Și aici vreau să reamintesc faptul că sunt foarte, foarte multe documente de întocmit. Până la începe o lucrare îți trebuie timp, răbdare și muncă. Atât în primul mandat cât și în cel de-al doilea mandat nu am avut probleme cu majoritatea. Chiar dacă în primul mandat nu am avut majoritate absolută pe un singur partid, dar am avut acea coaliție care a fost și a funcționat foarte bine, au funcționat foarte bine lucrurile. În al doilea mandat, într-adevăr, mi-am întărit echipa și am avut 14 consilieri din 19. Ceea ce s-a simțit și s-au derulat proiectele mult mai bine. Bine, vorbim și de exercițiul financiar care a apărut pe fonduri europene. Comparativ cu primul mandat, unde nu am putut accesa niciun proiect european, că deja se terminase fondurile și exercițiul financiar din acel moment, dar lucrurile au mers mult mai bine, în special pe proiecte europene și pe acel program național de dezvoltare locală, care a funcționat extraordinar de bine pentru Târgu Neamț și așa am reușit să dezvoltăm orașul. Se putea și mai bine, dar la un oraș cu 20.000 de locuitori au funcționat foarte bine lucrurile. Tocmai din acest motiv și acum, prin echipa existentă, pentru că trebuie să precizez că nimeni din echipa existentă nu va pleca din Consiliul Local, deci voi merge pe lista de consilieri și cu cei cu experiență, dar vin și completez cu oameni cu experiență și care sunt un etalon al orașului Târgu Neamț, începând de la doamna Raicu și o să-i prezint pe toți la momentul potrivit. Oricum, vreau să vă spun că la momentul de față, din 25 de consilieri, m-am axat, sau să-i spun că m-am axat, sau știu, m-am orientat spre toate categoriile de vârstă și începând de la economist până la medic, cadru didactic, da, deci tot ce înseamnă profesii, chiar dacă sunt liberale, chiar dacă sunt de altă natură, am găsit și am convins oamenii să vină în examen. Să știți că cuvântul liberal este un cuvânt onorabil. Cuvântul liberal întotdeauna a fost onorabil. Fără discuție, nu. Dar oricum eu sper și din analizele care le-am făcut, sper ca și în acest an, după alegerile locale, să avem o majoritate în Consiliul Local și să câștigăm primăria, să continuăm ceea ce am început de 8 ani de zile. Bun, continuați ceea ce ați început de 8 ani de zile. Haideți să vedem cu ce continuați.
Înainte de a vă răspunde la această întrebare, vreau să fac o precizare la ceea ce spunea doamna Raicu vis-a-vis de turismul din Târgu Neamț. Știți foarte bine că în 2013 am înființat acea asociație Valea Ozanei, prin care am derulat fel de fel de proiecte, tot în ideea de a promova turismul în Târgu Neamț, de a promova pensiunile din Târgu Neamț și a promova tot ceea ce înseamnă activități culturale care le-am organizat. Cu mare drag și cu mare plăcere am primit în acea asociație inclusiv pensiunea care o conduce doamna Raicu și pe acel schelet. Proiect, pe acel schelet, am început să organizăm festivalul medieval, zilele cetății, un alt fel de zi a orașului. Dacă ne aducem aminte, prin 2011-2010, în Târgu Neamț era doar atât. Era un eveniment ziua orașului, cu mici și bere, undeva pe un islaz. Pe când acum altfel se discută, altă mentalitate avem în Târgu Neamț și altfel am implicat oamenii de afaceri. Anul trecut, dacă nu mă înșel, eu chiar am apreciat faptul că ați dat importanță mai multă resurselor locale. Fără discuție. Adică în proporție de 90%, dacă nu mă înșel, poate chiar un pic mai mult. Și ați făcut niște manifestări în parc cu niște copii absolut senzaționali. Deci copiii aceia erau senzaționali, și cei care dansau, și cei care cântau. Și... deci a fost o altă atmosferă și parcă erai și oamenii din jur, parcă se simțeau altfel în familie, nu neapărat agresați, știți, de lucruri stridente. Și costuri mici. Și asta... cheltuielile au scăzut la 3 sferturi. Finanțele au venit cu costurile mici. Da. E normal să faci lucruri bune cu bani puțini, ca banii să-i poți orienta spre priorități care țin de dezvoltare. Pentru că orașul nu are atâtea posibilități de a avea venituri mari. Nu e atâta din multă populație, nu sunt impozite pe clădiri enorme, deci nu ai de unde să scoți banul, trebuie foarte bine. Dar spuneți-mi un pic, că eu chiar vreau să... de unde găsiți personal? Că asta este o mare problemă pentru foarte multă lume. Ați punctat deci, foarte bine. Turismul se dezvoltă, dar cum îl dezvoltăm dacă nu avem personal pregătit? Și poate aici ar trebui găsită o soluție. Sper să vin și eu cu vreo idee, dacă o să mi se ceară un sfat. Vi-l cer eu acum, vă rog. Păi, în primul rând, cred că ar trebui înființată o școală de iarnă, nu de vară, că în perioada iernii nu prea se face turism, că e sezonier oarecum în zona noastră, și ar trebui, cred că, să fie ospătari buni. Nu mai căutăm acum să fie cu nu știu ce studii. Omul cu aptitudini, cred că uneori e mai bun decât omul care... are multă pregătire și deja poate s-a plafonat pe ceva. Și să fie numai cu practică. Efectiv, numai practică să îmbine plăcerea, ca omul să învețe cu plăcere. Un fel de semi-divertisment cu activitatea profesională, pe meseria în sine. Astăzi sunt eu ospătarul dumneavoastră, mâine colegul meu ospătarul și invers. Și ne criticăm și ne acceptăm și glumim și în același timp foarte tăios respectăm ce trebuie ca omul care va fi clientul cel de toiul verii să fie mulțumit și să aibă o amintire plăcută când pleacă. Da, este foarte important să poți avea pregătire, dar în Târgu Neamț aveți un liceu în care la un moment Colegiul dat se treceau. Da, avem, însă cred că practica ne omoară mai tare decât teoria. Trebuie efectiv omul dus la treabă acolo să vadă el efectiv cum îl așez, cum pui farfuria, cum o scapi, cum o așez, cum mie, eu, ospătar, vreau să fiu servită de un cineva și să văd dacă știe să-mi facă mie moftul și plăcerea mea. Deci, da, să te simți în da, largul tău și exact, cum vrei tu. Exact. Adică te-ai dus, ai ieșit din casă și vrei să te simți bine o oră, două, trei. Și da, atunci exact, să ți se dea atenție. Exact. Măcar să se dea senzația că ți se dă atenție, dacă nu ți se dă atenție. Exact. Să fiu pe poziția clientului și să văd unde greșesc eu dacă nu sunt atent. Și acum mergem altfel, doamna Raicu, domnul primar. Eu sunt un client numit cetățean al orașului Târgu Neamț și vin în contact cu administrația locală și vreau să am un ospătar. Da. Extrapolăm, da? Da. Care... să-mi dea atenție, să mă gâdile. Da. Știți?
Da, dar nu prea mult, ca să nu îi dispui omul, da, că le enervezi. Da, adică să te simți băgat în seamă. În seamă și nu agasat. Haideți să vorbim despre lucrul ăsta. Cum facem ca să facem să fie cetățean, cum faceți ca să fie cetățeanul băgat în seamă, ca și cum s-ar duce să fie servit de un ospătar? Unde facem pregătirea asta? Că pe ospătarii pregătim iarna, în practică. Da. Cum facem? Cred că ar trebui prin mai multe unități frecut. Pentru ca să facem o uniformizare pe toată zona și pe tot orașul, că degeaba am eu ospătarii buni, dacă nu are nu știu ce unitate și eu, omul ăla se plictisește să stea mai multe zile la mine, vrea și altceva. Și cred că ar trebui să mergem din unitate în unitate și să facem în fiecare zi școala asta în altă unitate. Domnul primar, cum facem în administrație? Revenim la vechea poveste, legislația în vigoare. Așa. Avem Colegiul Ion Creangă. Cred că este cea mai mare instituție de învățământ din județ. Avem acel învățământ dual care ar trebui să funcționeze. Ar trebui. Care ar trebui să funcționeze. Dar nu funcționează așa cum ne-am dorit. Dar revenim la ceea ce am mai spus. Mentalitatea. Spunea doamna Raicu foarte bine. Dacă avem 10 pensiuni în Târgu Neamț și toți administratorii sunt uniți, pot face acest lucru, să atragă tineri pentru a-i învăța meserie. Bineînțeles, în strânsă legătură cu instituția de învățământ. Acei tineri ar trebui într-un fel sau altul învățați, astăzi la Eden, mâine la altă pensiune, poi mâine la alt restaurant, astfel încât acel meserea, să-i spunem așa, când termină o școală, să aibă de ales. Dom'le, am fost la Eden, cam asta este calitatea, am fost dincolo, asta m-am învățat și ar trebui să aibă de ales. Dar până acolo trebuie mentalitatea schimbată. Și la mentalitate trebuie muncit foarte mult, începând de la cei din administrația locală, parlamentari și, bineînțeles, cei care sunt implicați direct. Mi-a plăcut chestiunea asta cu propunere de strategie unitară pentru, la nivelul întregii zone a orașului, în vederea promovării turismului. Strategia asta unitară trebuie, într-adevăr, gândită extrem de bine și dacă aveți și un nucleu, un ONG în jurul căruia să organizați toate aceste lucruri, ar fi extraordinar și să se și vadă și în veniturile orașului și în veniturile celor care fac parte din respectiva asociere și doar așa lucrurile pot merge înainte. Domnul primar, cum stăm cu treburile la Târgu Neamț? Ați promis că ne anunțați periodic cum merge treaba acolo și anunțați și pe cetățenii din Târgu Neamț. Vreau să stabilesc din start un lucru și să-l implementez ca fiind, o idee definită. La ceea ce înseamnă investiții în Târgu Neamț, nu m-am grăbit și nu ne-am grăbit să terminăm ce lucrare în prag de campanie electorală. Știm cu toții, știți foarte bine că sunt foarte multe lucrări începute în Târgu Neamț și nu am făcut absolut nimic, a grăbi lucrurile pentru a veni în campanie, să spun, domnule, gata, am terminat ștrandul, acum am în prag de campanie. Și dacă ați fi făcut-o, vă spun eu un lucru. Dați drumul la ștrand și o să vedeți că nu vă critică nimeni că ați făcut înainte de campanie. Așa este. Asta vă garantez eu. Cu lucrările suntem în grafic, dar vechea poveste, pandemia, ne-a cam dus cu cel puțin 6 luni înapoi. Dar eu sunt mulțumit că se lucrează, oamenii sunt pe șantier. Sunt nemulțumit că am avut câteva proiecte care mi-au fost retrase de la finanțare și aici mă refer în special la drumuri. Dar una peste alta, eu zic că este bine și chiar mâine voi face recepția la o lucrare destul de frumoasă și dragă mie la acea creșă a orașului. Deci mâine, poi mâine, așa de repede. Da, este terminat lucrarea. Aștept să vină documentația de la ISC și constructorul să facă adresă pentru a face recepția. Cu creșă mă pot lăuda că este cea mai frumoasă creșă din județul Neamț. Și asta vă garantez eu că așa este. O să vedem dacă este cea mai frumoasă. Acum să vedem când va putea să intre, da, să aici deruleze activitatea, da, la în parametrii rest, normali. Se lucrează. În Târgu Neamț de 8 ani de zile șantier a fost.
începând de la apă canal până la drumuri, casă de cultură, tot ceea ce înseamnă instituții de învățământ. S-a lucrat, s-au terminat lucruri în primul mandat, în al doilea mandat, dar acum, la momentul de față, suntem în șantier. Să nu uit, vreau să vă întreb ceva. A început asfaltarea pe strada da. Fostului primar. Da. Chiar ieri am fost și am văzut că vrea să candideze la Consiliul Local și m-am gândit că acum îi luați de la gură programul electoral. Pe strada Batalion se lucrează, într-adevăr este disconfort, dar mă bucur că societatea care a câștigat licitația își face treaba. Și nu numai acolo, și pe strada Garoafelor, sunt 13 străzi unde am dat ordine de începerea lucrărilor și sper să se termine anul acesta această investiție. Dar nu e nicio problemă, asta e, dacă în 12 ani de mandat nu ai fost în stare să faci strada unde sunt peste 30-40 de locuințe, asta e viața. Aștept să-ți facă altul, dar înainte de campanie. Nu, da. Da. Imaginați-vă că eu am preluat o primărie cu datorii mari și cu un grad de modernizare a drumurilor de aproximativ 20% și am ajuns la 70%. Și ca să merg pe strada doamnei Raicu și cu o groază de procese generate în urma unor controle, da? Fără discuție. Pe niște lucrări care nu mai știu acum că au trecut atâția ani, dar știu că s-au plătit bani mulți și penalități de multe ori la ele. Păi, exemplu concret e parcul de la cetate, da. Cu ștrandul. 3 ani de zile ne-am judecat numai pe acea zonă cu ștrandul, cu concesiuni, cu proiecte, cu istorie. Eu mi-aduc aminte că eu am scris la vremea aceea despre o concesiune. Da. A fost destul de, mă rog, da, după 3 ani am terminat. Hai să-i spun ciudată, nu mai discut altfel, pentru că nu s-a făcut nimic acolo timp de o perioadă, un an de zile. Au rămas și niște datorii, mă rog. Doamna Raicu, ați stat în afara jocului politic și ați fost un prestator de servicii. Exact. De ce ați simțit nevoia să faceți pasul acesta? Pentru că după atâția ani de experiență, cred că aș putea să ajut ceva, cu idei. Sunt un om care n-am stat numai în Târgu Neamț. Am umblat, am văzut, ca să ridic unitatea care am făcut-o. M-am lovit de tot soiul de probleme. Am trecut prin perioade de nu criză financiară. Nu vă întreb de autorizații, este la orice șef de... Da. Când spui autorizație ISU, simți așa că ți se face părul meu. Sunt toate la locul lor, inclusiv. Dar nu asta vreau să spun. Și am pornit-o. Una e să fii călăreț și alta invers. Deci, când am început activitatea asta, aveam senzația că, chit că făcusem atâția ani de control și controlasem pe alții, aveam senzația că sunt... Că nu știu nimic. Și-o trebuit să, în primul rând, să fiu un bun economist. Cred că de aici mi-a fost și a îmbina utilul cu plăcutul. Și cred că după atâtea lovituri și întâmplări care le-am avut în viață, lovituri indirect, nu că m-a lovit cineva, cred că aș putea să împărtășesc ceva și să ajut ceva. Și îmi place ce a făcut domnul primar, să vede orașul altfel după ce are 2 mandate, nu știu exact câte are, că nu am fost un om politic, nu prea m-a interesat, dar mi-a plăcut ce a făcut și îmi place calmul lui. Na, așa o să fie și de acum, lovituri, se ceartă unul cu altul și aruncă vorbe urâte, ceea ce nu accept. Nu-mi place, nu că nu accept, că n-avem încotro, însă o mers înainte cu toate bunele și relele și totuși se vede ceva. Nu că totuși, se vede ceva în urma lui. Și am zis, mai poate pot ajuta și eu cu ceva, cu idei, cu sfat, cu supun numărul cumva. Profesională, cu tot ce... Experiența profesională din ambele tabere, fiind și bugetar, fiind și prestator și, și în afară de asta am și o activitate de contabilitate și expertiză contabilă de care mă ocup și văd atâtea activități, nu numai turism. Și deci producție și... Vedeți cum cresc sau scad anumite exact, lucruri. Exact, mai ales acum cu pandemia asta deja. 4 au dat faliment. Și, dintre clienții pe care... Dintre clienții care am la firma de contabilitate. Că, prima dragoste nu se uită, știți, cu finanțele astea. Și îmi place că mă ține vie.
și îmi pun mintea la contribuții și nu mă interesează cu cât să iau ca și un consilier, că acum nu mai, la anii ăștia nu mai contează bani. Îmi place să fac, să dau un sfat și poate îl dau bun, poate. Vom vedea. Domnul primar, apropo de ce spunea doamna Raicu și de ce vorbeam înainte, există posibilitatea ca un ales local să întoarcă spatele unor cetățeni? Că invers există posibilitatea. Există. Dar dumneavoastră vă puteți întoarce cu spatele să spuneți pe mine nu mă interesează X sau Y sau cartierul respectiv sau strada respectivă. Exclus. Pentru că sunt atitudini și atitudini într-o perioadă. Deci, ca primar, ești primar și a celor care te laudă și ai celui care te critică. Și poate ar trebui să discutăm un pic pe subiectul acesta. Pentru că eu știu că ați acceptat critica și când a venit din partea noastră de cele mai multe ori. Și de multe ori a zis, domnule, e adevărat, dar uite, atâta s-a putut face până acum, de acum încolo se poate face atâta. Să o luăm pe exemple concrete, pentru că am situații în câteva zone din Târgu Neamț unde, într-adevăr, nu s-a realizat ceea ce ne-am propus. Spuneam că ceea ce-i doare pe oameni sunt drumurile. Spuneam că odată cu schimbarea guvernului am pierdut o finanțare destul de mare pe ceea ce mai rămas de asfaltat în Târgu Neamț. Era vorba de fapt cât mai aveam de asfaltat, 30 km de drum și am pierdut acea finanțare fiind, eu știu, schimbarea puterii și multe alte, nu știu care sunt motivele exacte. Agitație prin ministere. Agitație și multe altele. Dar sunt acele două cartiere care oamenii pe bună dreptate mă critică. Că de ce am asfaltat zona Condren și n-am asfaltat Blebea? Vorbim de cartiere diferite. De ce am asfaltat zona Țuțuien și n-am asfaltat Cumulești noi? Dar mă repet, am luat-o ca un om gospodar. Eu zic că părinții mei m-au crescut destul de bine și gândesc destul de bine. Nu numai eu, ci echipa care este în jurul meu. Și am luat-o cu asigurarea apei și canalului, cum am mai spus, urmând ca după să venim cu asfaltarea drumurilor. Ne-am curcat. Atât acel proiect care nu a mai fost finanțat, ne-am curcat și pandemia, pentru că nu-ți vin oamenii la treabă. Iar din acele 30 km de drum, am împărțit 30 km de drum în 4 loturi. Din lipsă de fonduri, am spus, începem cu un lot, mai găsim fonduri, începem cu al doilea lot și tot așa. Așa că acum am ajuns de la 4 loturi, un singur lot să-l finanțez și să încep lucrările, aceste 13 străzi care am vorbit. Iar eu voi face tot posibilul să merg în acele cartiere unde sunt oameni nemulțumiți, să-i conving și să le spun realitatea. Chiar dacă cu ajutorul dumneavoastră, eu știu, cu ajutorul consilierilor care sunt pe acea zonă, tot am repetat, tot am spus că trebuie să avem răbdare și înțelegere, oamenii sunt nemulțumiți, pe bună dreptate. Dar asta nu înseamnă că am întors spatele la cartierul unde nu este asfalt. Eu am văzut un gest când vi s-a întors spatele administrației locale, într-un gest, deci de acolo am pornit, știți? Adică m-am gândit că tu ca primar nu poți să întorci spatele. Nu poți să întorci spate, trebuie să ai dialog, trebuie să vorbești, pentru că dialogul este baza oricărui progres. Totuși suntem în democrație. Nu poți purta dialog. Suntem în democrație, orice este posibil. Dar eu nu pot discuta de acel grup, eu știu, la pozitiv. Pentru că sunt și eu bine informat, știu cum stau lucrurile, știu cine este în spatele acelui... Eu știu ce au făcut ei acolo, nu pot să-l numesc protest. Clip electoral. Da, dacă văd 10 persoane, cum este doamna Raicu, și faci un asemenea gest, îți pui un semn de întrebare, domnule. Sunt oameni serioși, dar nu pot merge unde e monumentul Vânătorului de Munte și face ce. De fapt, eu am văzut și comentariile pe... Acum că v-am enervat un pic... Nu m-ați enervat, stați să ne știți. Acum că v-am enervat un pic. Noi discutăm de lucruri serioase, nu de... Așa. Uite, tot timpul am stat și m-am întrebat. De ce
De ce în 2012, nu în 2012, v-ați hotărât să intrați în politică? Păi, doamna Raicu a spus mai înainte. Exact și motivul dumneavoastră pentru a intra în politică. Am vrut să schimb ceva în Târgu Neamț. Și am vreau în continuare să schimb. Și zic că am reușit. Dar nu neapărat să schimb oamenii, să se schimbe oamenii. Mentalitatea, în primul rând, trebuie schimbată și ceea ce am realizat. Gândirea... Care era mentalitatea atunci? Și care, ce s-a schimbat în, la nivel de mentalitate de atunci până acum, în 2020, când candidați din nou și ar trebui să vă întrebi, dar de ce mai candidați? Ați spus, vreți să continuați proiectul. Eu niciodată nu am ținut de o funcție. Și am plecat de la 20 ceva de ani de jos în meseria care am avut-o. Dacă în 2012 orașul era cenușiu, așa era, bine, nici acum nu s-a realizat ceea ce mi-am propus. Vechea mea poveste cu reabilitarea termică la blocuri. Dar suntem pe o cale bună, pe un drum bun. Eu zic că am schimbat ceva. Și nu eu. Toată echipa și oamenii de bine din Târgu Neamț. Când mergi prin Târgu Neamț acum, altfel se vede orașul. Când mergi la o pensiune, dacă vorbim de pensiuni, altfel gândesc oamenii. Când organizezi un eveniment la poalele cetății sau în cetate, altfel se realizează acel eveniment. Și altfel reacționează oamenii. Când te uiți pe rețelele de socializare și vezi că ai... din 100 de aprecieri, din 100 de comentarii, 80 de aprecieri, inclusiv în special la persoanelor din afara orașului, este un lucru bun. Sunt multe exemple. Când mergi la o școală și vezi cum se pune problema în acea școală și cum își desfășoară activitatea elevii prin condiții extraordinar de bune, prin investițiile care s-au făcut, este un lucru pozitiv. Sunt multe lucruri care au fost schimbate. Când o să ajungem să vorbim cu primarii și cu consilierii, candidații la consilieri, la nivelul acesta, inclusiv de mentalitate, pentru că degeaba pui asfaltul, degeaba tragi apa, degeaba faci, dacă ele nu sunt și folosite. Păi aici trebuie schimbată. Deci dacă nu sunt și folosite, avem apă trasă în nu știu câte comune și avem 5-6 utilizatori la aceste lucruri. Deci, la nivelul mentalității ei, când o să discutăm cu primarii, la nivelul acesta, doamne, uite, eu vreau să schimb mentalitatea. Vreau ca omul să înțeleagă că investiția lui, investiția făcută pentru el acolo, nu este făcută să tai o panglica. Să mă vin eu să mă bat cu pumnii în piept. Este făcută ca să-i fie lui mai bine. Să-i crească gradul de confort, să-i crească plăcerea de a se plimba pe stradă. Nu știu. Sigur. Adică la nivelul acesta. Și asta este un pas. Pare foarte bine că ați amintit de lucrul acesta. Să schimbați mentalitatea. Putem continua cu cele două cartiere, Blebea și Umulești Noi, unde, într-adevăr, oamenii spun, domnule, lasă-mă cu canalizarea. Eu mă duc în grădină. Pune-mi asfalt, că e praf la poartă. Dom'le, dar totuși noi zicem că suntem un oraș turistic, european. Nu poți în 2021, să nu ai asigurat canalizare, apă și gaz într-un cartier. Chiar dacă este un cartier de case, mărginaș. Nu. Pentru mine, Târgu Neamțul reprezintă inclusiv Blebea, Humlești Noi, Oglinz, eu știu ce mai avem noi pe acolo. Apropo, că mi-am adus aminte, a fost un domn consilier, domnul Xandescu, da? Da, da. În emisiune și să știți că a generat multe discuții, materialul cu el, a venit cu și a discutat problema oglinzilor. Da. Și vă provoc pe ambii. Dumneavoastră sunteți un om care lucrați în turism și știți ce înseamnă să dezvolți o asemenea investiție, vă întrebi pe dumneavoastră ce planuri avem cu oglinzi? Păi trebuie, în primul rând, să terminăm de cumpărat acțiunile. Mai avem 14% din acțiuni și să găsim banii necesari să cumpărăm acțiunile. Și deja lucrăm la accesarea unor proiecte europene, dacă nu găsim un investitor străin. Deci acum proiectele europene pe domeniu se pot lega
și cu noua politică europeană aceea, da. Green Deal, știți, și da, se da. Pot face lucruri deosebite. Ce ar însemna, doamna Raicu, ca oglinzi să funcționeze la o capacitate mult mai mare decât ne-am putea noi crede acum? Fiind de atâția ani în Târgu Neamț, și oglinzii l-am apucat și când era în perioada comunistă, mergea acceptabil, bine, era încă căutat. Ulterior, am văzut cum a început să decadă, mai ales când a început cu privatizarea aia, mai știu cum se chema, SIF-ul, nu știu ce. Cred că, părerea mea, ca un cetățean vorbesc, a fost cumva tras pe dreapta, nu știu cu ce interese. Că s-a dus la fund oglinzii care erau renumiți, total. Dacă nu o să vină un investitor străin, cum zice domn primar, părerea mea este că sunt oameni gospodari în zona Târgului Neamț care doresc, mai ales acum, știți ce observ, fiind și cu, mă întorc chiar și la pensiunea Eden, vin tineri să facă petreceri, eu știu, mulți dintre ei nu vor să se mai întoarcă în străinătate. Oameni care au ieșit în afara țării, care au văzut o altă mentalitate, un alt fel de a gândi, o altă toleranță și o altă colaborare între oameni. Nu musai că eu sunt din partidul nu știu care și ăla e din partidul nu știu care și hai să ne lovim la genunchi fiecare unul pe altul. Deci vin tineri și de fiecare dată îi întreb, ai de gând să pleci înapoi? Ei, sunt copii extraordinar de buni care au fost plecați și vor să se întoarcă. Să le se dea dreptul să liciteze. Unul să ia, poftim, una din clădiri. Unul să ia apa aia sărată și să facă niște băi cum au fost cândva. Deci, totul este să-i dăm o țară libertate omului să intre acolo. Păi dacă să-l ținem blocat atâția ani, deja a să ajungă o paragină totală. Părerea mea ca cetățean, consilier, neconsilier, eu... Dacă aș fi fost, ați fi fost pe mâna mea. Dumneavoastră, dacă vedeți că am ajuns la... Exact. Ați investi acolo? Să știți că nu odată mergeam prin Târgu Neamț și vedeam câte o clădire, cei care lucrează cu mine ziceam, măi, dacă ar intra clădirea asta pe mâna mea, foc ar ieși din ea. Mi-ar face o deosebită plăcere. Cred că aș munci, cred că aș dormi puțin. Eu sunt bodeșteancă de locul meu de naștere și se spunea că la Bodești era cea mai dezvoltată comună pe vremuri. De ce e dezvoltată? Ci că ea dorm puțin. Avea și un erou al muncii socialiste. Da, da, să știți că știți ce am observat? Ăla care a fost atunci erou, o mers și după ce nu a mai fost revoluția, da, a fost primul gospodar al comunii. Deci nu mă mai interesează că a fost comunist, necomunist, că e liberal, că e ce-o fi el. Omul potrivit la locul potrivit și omul sfințește locul. Deci, părerea mea este că să încercăm, las, nu mai vii atâția străini. Hai să-l lăsăm pe românul nostru să mănânce, dacă nu vine. Păi ca să vină și ce să facem? Mai știm noi niște concerni care... Da, nimic nu mai rămâne în țară. Da, domnul primar, vedeți poate nu de ce, de ce am luat în echipă un om... Poate nu gândesc bine, poate mulți mă condamnă, toate o să-mi vin în cap. Eu cred că se poate și sunt oameni gospodari, totuși să le dai puterea și posibilitatea să arăte că e gospodar. Da, ne apropiem de finalul emisiunii, domnul primar, pe partea de final. Haideți, a spus că o să prezentați membrii echipei. Eu insist foarte tare pe ideea de echipă la toți cei care vin în studio. În calitate de candidați, dumneavoastră sunteți și primar pe funcție. Coerența unei echipe este dată de experiența fiecăruia dintre membrii sau în cazul celor tineri, pe lângă școală și de entuziasm. Aveți o echipă experimentată, entuziastă și dornică de muncă sau numai pe hârtie și în vorbe, așa? Nu. Avem o echipă așa cum merită orașul Târgu Neamț. Și o să discutăm dacă vom fi sănătoși, o să discutăm cu fiecare om din echipa pe care o am, începând de la turism, cum am discutat astăzi, bine, am avea nevoie de câteva ore să dezvoltăm acest subiect, până la școală, spital, eu știu, pe toate liniile vom discuta. Deci am o echipă competentă, începând de la experiența celor care au fost, care sunt consilieri, până la
entuziasmul și experiența celor care vor veni și vor completa echipa de pasieri. Știți care este testul suprem la un consilier? Testul suprem la data astăzi, doamna Raicu. Am vorbit despre Oglin și am întrebat-o. Dar ai investi acolo? M-aș duce. Dacă cineva care are expertiză pe domeniu s-ar prinde într-o chestiune de genul acesta, înseamnă că acolo există posibilitate de dezvoltare. Și atunci nu mai discutăm alte lucruri. Aia trebuie făcută. Trebuie făcută creșa. Mai trebuie o creșă? Mai trebuie două. O să trebuiască dacă vin mulți tineri înapoi. Da. Noi am avut 50 de locuri la creșă, acum am mărit numărul de locuri la 70. Dar e puțin. E puțin pentru că sunt foarte mulți din mediul rural care își fac mutații în Târgu Neamț sau reședință și ești obligat să-i primești și n-ai cum să-i... Pentru că toți sunt mulți egali. Chiar pentru asta își fac, ca să vină cu copilul la școală, din motive simple. Vrea să învețe la, nu știu, ce liceu, la nu știu ce școală, pentru ca să-i deschidă perspective mai bune copilului. Și apropo de licee și de școli, să știți că sunt câteva licee și școli cu rezultate bune la admitere. Noi tocmai am făcut o analiză în sensul ăsta și dacă vreți, de exemplu, Conta este imediat sub colegiile naționale, cele importante. Și acolo sfințești locul omului. Da, corect. La Conta, prin rezultate, dar directorul actual, cred că are 2 sau 3 ani de zile de când repetă și vine și îmi spune, domnule, am nevoie de spații, nu mai am unde duce copiii. Acolo se învață pe două schimburi. Da, acum o să fie și o problemă mai mare. Că vine... E mult mai, da, cu pandemia. Da. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă bucur că am văzut-o pe doamna Raicu și în această postură. Aștept să intre pe felie, cum se spune, și după aceea să o luăm la judecat, la control noi. Păi, normal. Cine muncește și greșește. Așa. Și reparăm ce se greșește. Așa, și să ne vedem sănătoși, că asta este important. Vreau să fac o precizare. Vă rog. Discutăm și am discutat și voi discuta de echipă. Dar în spatele unei echipe îți trebuie și un partid puternic. Și trebuie să înțelegem că nu toți din echipa mea sunt, doamne, fanii PSD. Dar îți trebuie un partid puternic și, în primul și în primul rând, seriozitate. Dar vorbim de echipă. Mare parte din ei sunt independenți, dar au venit în jurul meu și în jurul unei echipe care s-a văzut și se vede că care vrea să facem treaba. Deci, da. Astăzi sunteți membru al unui partid și nu orice fel de membru, sunteți un membru important al... Da, dar cu un partid puternic în spate poți să aduci fonduri, poți să dezvolți proiecte cu ajutorul acestor consilieri care cu siguranță vor fi mult mai mulți și mult mai buni față de mandatele anterioare. Mulțumesc pentru precizare. Să fim sănătoși, cum spuneam, Doamne. Să scăpăm de această nebunie pandemică, ca să spun așa, și să vedem ce se va întâmpla. Succes în alegeri și dumneavoastră și celor care participă și ei în competiție. Noi ne oprim astăzi aici și vă dorim o zi plăcută. Sperăm să fie o zi liniștită, că ieri ați văzut câtă neliniște a fost în toate mediile așa. Domnul primar râde, eu zâmbesc, a râde. Asta e. Ne oprim aici. La revedere! La revedere!